În secolul tehnologiei, copiii noștri rămân în urmă. Rămân prea mult în fața tabletei, a telefonului și uită să iasă din casă. Uită și părinții că nu e sănătos să-i dea de mâncare copilului în fața televizorului, iar scurtcircuitul unei dezvoltări armonioase se produce rapid. În Buzău, doar copiii ce frecventează cursurile școlilor sunt luați în evidențele Direcției de Sănătate Publică. În acte există doar 600 de elevi obezi, o cifră prea mică în comparație cu realitatea. Medicii nutriționiști cunosc adevărul și trag semnale de alarmă. Acești copii se transformă în niște adulți supraponderali, cu un risc foarte mare pentru boli cardiovasculare, pentru diabet și, din păcate, au început să apară copii cu diabet de tip 2. Este o problemă destul de gravă și nu numai la noi, în general în întreaga lume. Dincolo de lipsa de activitate fizică, o cauză semnificativă din pricina căreia copiii buzoienilor ajung să aibă probleme de dezvoltare și de greutate, este reprezentată de obiceiurile alimentare nesănătoase. Un aport important îl au și dulciurile realizate din ingrediente nocive. Obezitatea se moștenește cumva în familie prin obiceiurile alimentare și aici este prima greșeală. Vine din familie, de fapt. Obiceiurile pe care le-au adoptat părinții, pe care le cunosc ei de o viață întreagă, și alimentare și ceea ce ține în general de viața de zi cu zi. Dincolo de chioșcurile înțesate cu chipsuri și sucuri carbogazoase, există și locuri în care se pune mare accent pe produsele sănătoase realizate cu ingrediente naturale. 100% putem vorbi de dulciuri sănătoase, depinde de tine, de cât de creativ ești, de ce vrei în general. Noi ne gândim tot timpul, având foarte mulți copii în locația de aici, de la iaurt cu fructe, cu miere, cu semințe, de la fructe cu ciocolată, anumite vafe clătite care le facem în casă și am schimbat foarte multe rețete ținând cont de calitatea de rafinare a produselor, extraordinar de negativă în ziua de astăzi, cel puțin pentru copii. Medicii susțin că primii care trebuie să reacționeze sunt părinții. Niciodată nu este prea târziu pentru schimbări, astfel că în orice moment aceștia pot apela la ajutor specializat. Un medic nutriționist, un regim alimentar și un antrenor de fitness pot reda sănătatea micuților ce au depășit greutatea normală. La sălile de fitness, cei mai tineri clienți sunt copiii cu probleme de greutate. Ar trebui să ia prima măsură părinții, apoi copiii să conștientizeze, să creăm un raport. Spre exemplu, eu să vorbesc cu părinții, părinții să creeze un raport cu ei acasă. În funcție de asta, merge mai departe, adică conștientizează. Pentru el e un efort maxim să facă treaba asta. La Buzău, obezitatea reprezintă aproximativ 10% din totalul bolilor cronice depistate la copiii școlarizați. Totodată, obezitatea infantilă împiedică dezvoltarea armonioasă a micuților și este principala cauză pentru care aceștia sunt diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2.